Explozia de la Mihăilești, cel mai mare dezastru produs vreodată pe șoselele din țară, se întâmpla pe 24 mai 2004 pe drumul european 85 în județul Buzău. Un camion cu azot a explodat, lăsând în urmă 18 morți și 13 răniți. Astăzi se împlinesc 12 ani de la tragicul eveniment. Ce părea doar un accident banal de circulație fără victime s-a transformat în scurt timp într-un măcel. Asta după ce camionul cu încărcătură periculoasă s-a răsturnat în șanț și a luat foc. Ce a urmat a fost pulberarea a 18 vieți. Victimele au fost pompieri, jurnaliști, săteni și șoferul autotrenului. Se spunea că explozia nimicitoare ar fi fost asemenea unui cutremur cu magnitudinea de 3 grade, în urma căreia a rămas un crater de cel puțin 50 de metri. Astăzi, 24 mai, s-au depus coroane și s-au aprins lumânări la monumentul închinat celor care au sfârșit în teribila deflagrație. Mirea